Pavel către Tesaloniceni, deschidem Biblia care putem citi și vedem în capitolul 2, începând cu versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram la voi? Și acum bine știți că cel ce oprește se va descoperi decât la vremea lui, căci taina fără de lege aș început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Sataniei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuite pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Amin. Am vrea să ne oprim la cuvântul acesta că este de actualitate și am vrea ca Dumnezeu să ne dea lumină ca în vremea aceasta de pe urmă să nu fim amăgiți, că lucrarea din zilele de pe urmă, să știți căci vine prin amăgire și Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne lumineze și ungerea pe care noi am primit-o ne iluminează și ne descoperă toate lucrurile, ca să nu cădem în plasa vrășmașului, căci arată cuvântul lui Dumnezeu și în epistola apostolului Pavel către Filipeni și zice așa: nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirea deșartă. Trăim o vreme în care oamenii se tem de furat. Te atingi de o mașină, începe să sune, oamenii au sisteme de alarmă că se tem de furat. Te apropie de o poartă, de o ușă de apartament, sună celule fotoelectrice și așa mai departe, pentru că oamenii se tem de furat. Dar este unul care nu fură din apartamente, este unul care nu fură din curtea noastră, este unul care ne fură din inimă și acesta este diavolul. Și am vrea, începând din seara aceasta, să luăm măsuri de protecție împotriva celuia ce ne fură din inimă. Și pentru aceasta avem asupra noastră o armă cu care să lovim și această armă este sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În Apocalipsa arată cuvântul Domnului: ei l-au biruit prin sângele Mielului, pe diavolul. De aceea, când vedem că diavolul vine la nivelul minții și caută să ne aducă o învățătură străină, să ne fure cu filozofia, cu amăgirile deșarte, o să strigăm în numele Domnului Iisus: pleacă Satană, sângele lui Iisus să te mustre, eu accept învățătura care vine de sus, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Stăm în preajma venirii Domnului Iisus Hristos și pentru în preajma venirii Domnului Iisus se va ridica Antichristul. Bineînțeles, în lume sunt mulți antichrist care tăgăduiesc puterea, dar aici cuvântul Domnului vorbește despre o persoană. Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan spune: pe mine nu m-ați primit, dar va veni altul în numele Lui însuși și pe acela îl veți primi.
Și vorbește în Matei, capitolul 24, că vor veni Hristos mincinoși, vor veni proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Pentru aceasta rugăm pe Dumnezeu să ne dea lumină, ca să pricepem că între noi nu este altul decât un singur Dumnezeu, o singură credință, un botez. Dumnezeu să ne ajute! Nu mai multe botezuri, nu mai multe credințe, o credință care este de același preț cu a Sfinților, slăvit să fie Domnul! Chiar și președintele nou ales al Rusiei spunea într-un discurs: avem nevoie de un lider mondial ca să rezolve problemele omenirii. L-așteaptă pe Anticrist să vină și să iei controlul omenirii, dar peste biserica lui Dumnezeu controlul își are Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul! Și nu ne trebuie lideri mondiali, nu ne trebuie să fim sub dominația papală, ci ne trebuie să fim sub dominația lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul! Că El ne-a ales pentru mântuire, lăudat să fie Domnul! Pentru căci toți aceștia ne doresc răul! Cineva mi-a dat din Italia, o lucrare la Vatican, și mi-a dat o hârtie trasă la Xeros, jurământul cardinalilor, și printre care o găsit acolo și imediat o pus-o în buzunar și mi-a dat să o citesc. Spunea printre altele: jur să lupt cu toată forța, cu toată puterea împotriva ereticilor până la exterminare, în scurgerea vremurilor, dorința de unificare, sub o turmă, somn păstor, o dus mari prigoane și multă vărsare de sânge. Dar indiferent ce va veni pe pământul acesta, cu noi trebuie să se împlinească numărul celor de sub altar, care strigă: stăpâne, până când zăbădești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? I s-a dat o haină și le-a spus: mai așteptați puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor voștri de slujbă care vor fi omoriți ca și voi. În curând va începe o mare prigoană. Așa a zis Duhul Sfânt. O da semne, o da dovezi. Eram în America și la un cerc de rugăciune se ridică un om de culoare, un negru, și face o afirmație: am avut o descoperire, căci în scurtă vreme vine o mare prigoană pe plan mondial și ca semn că Domnul a vorbit, iată, voi lăsa o mare nenorocire peste o parte a pământului. Așa s-a fost în luna februarie și toți acei ce au zis lucrarea au așteptat, au așteptat s-o apropia sfârșitul anului și nu s-a mai împlinit semnul. Dar pe 26 decembrie, când au venit valurile de 30 de metri în Indonezia, în țările de sud ale Asiei, atunci a fost o catastrofă, spun înțelepță, cum nu mai fost pe pământ. Și spunea: frață, dacă s-a împlinit semnul, se împlinește și cu prigoana, când în aceeași vână de izvor nu poate fi și două feluri de apă. De aceea, hai să ne pregătim, fraților, și indiferent ce se va întâmpla cu noi, ține mărturia până la capăt, lăudați să fie Domnul! Să pregătește calea prin mijloacele acestea electronice pe care noi le avem. Dacă ai un telefon, îți spune unde ești și sub mijloacele acestei electronice s-ascunde și lucrarea lui Anticrist de control asupra lumii. Mi-a vorbit Dumnezeu acum în jur la 40 de ani în urmă. Eram necăsătorit și eram în casa unui proroc din județul Botoșani și
Duhul Sfânt mi-a zis așa: vor trece vremuri îndelungate și când familia ta va fi compusă din 5 persoane, vei lăsa totul și vei pleca departe, departe, într-o țară dezvoltată, vei vedea începutul lucrării de rătăcire pe pământ și apoi va începe prigoana. Frații din dincolo de ocean tot vrea să trimite chemări să vin. Nu trimiteți că nu vin, dar când a venit vremea să se împlinească lucrarea, stam așa în casă și aveam un demn să mă duc. Și am zis că dacă îndemnul e de la Dumnezeu, nu dau niciun telefon să mă suni persoana la care m-am gândit, și m-am gândit la o persoană de dincolo. Peste 10 minute sună telefonul, persoana la care m-am gândit, și mi-a spus așa: am avut îndemn să-ți dau un telefon. Foarte bine, scrie-te datele și trimite o chemare. Și imediat am primit chemarea și am zis: Doamne, sunt frați care au 15-20 de drumuri la ambasadă, eu o singură dată, fără rude de gradul 1 dincolo, mă duc și viză fizeciană, asta e semnul. Și așa s-a împlinit. Și pe aeroport în Detroit m-a așteptat un frate care acum aproape 40 de ani în urmă era cu mine în casa prorocului, când Duhul Sfânt a zis: iată, vor trece vremuri îndelungate și când familia ta va fi compusă din 5 persoane, vei pleca departe, departe și vei vedea începutul lucrării de amăgire pe pământ. M-a întrebat atâta, el stabilit dincolo: câte persoane sunteți în casă? 5. Slavă Domnului! Până acum s-a împlinit lucrarea, vom vedea în continuare. Atunci se punea bazele noi ordine economice în lume, se punea bazele Apocalipsa 13 și se făcea propagandă peste tot. Când s-a anunțat într-o anunare din Detroit căci California a aprobat montarea microchipului pe mâna dreaptă, s-a făcut o rugăciune cu bocete, cu strigăte mari și frații strigau: vine sfârșitul, vine sfârșitul! Va veni vremea când tranzacțiile tale trebuie să le faci întindând mâna dreaptă prin fața computerului și totul va fi controlat și nu vei putea vinde și cumpăra, dar aici se vinde fără bani și fără plată, și fără plată. Dumnezeu să ne ajute să cumpărăm de la El, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem în preajma venirii Domnului Iisus Hristos. Și în toate publicațiile se spune așa: microchipul, semnul pe mâna dreaptă sau pe frunte, bun și rău, bun pentru tranzacții, bun pentru identitate, bun pentru depistarea bolilor din organism și apoi anunțurile rele, rău pentru creștini, Apocalipsa 13, spun oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care lucrează în privința aceasta. Fraților, vă gândiți în ce postură ne aflăm? Suntem în preajma venirii Domnului Iisus Hristos. Amin. Și înainte de venirea Domnului Iisus Hristos va veni acel nelegiuit, acel nelegiuit care se va instala în templu. Templul poate fi rezbizuit și poate fi construit în 3 luni cu mijloacele moderne care sunt. Și într-o bună zi va veni acel nelegiuit și va face semne și vor înșela pe mulți. Care va fi pentru tine descernământul? Este lucrarea lui Dumnezeu sau diavolul prin omul fără de lege va face semne și minuni? Doamne,
Dă-ne lumină prin Duhul Sfânt! Dă-ne lumină prin Duhul Sfânt! Amin. Să vedem căci multe mijloace de amăgire sunt! Multe mijloace de amăgire! Întrebam pe un frate care o mărtlaci cu bioenergie să se vindece sub puterea vrășmașului și l-am întrebat: cum te-ai simțit? Pe moment m-am simțit bine când mi-au făcut investigațiile prin bioenergie, dar după aceea o scă mai rău, dureri și coșmar care ați alargat în altă parte și ați avut contact cu lucrări de amăgire. Aici spune Evanghelia că Iisus Hristos este acela care face minuni. Slăviți să fie Domnul! Nu ne trebuie alte mijloace prin puterea satanei, ci ne trebuie să vină El în mijlocul nostru, să se atingă de boala ta și să zică un cuvânt. Și după cum robul a fost tămăduit, așa și tu vei fi tămăduit pe țibleș, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu ne lăsăm amăgiți în vremea de pe urmă, pentru căci mijloacele de amăgire vine prin învățătură, circură curente din învățătură și de curs curvarelor. Și le spune așa: carnea și sângele, scrie în Biblie, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci Duhul să fie curat. Nu știți, spune Evanghelia, sufletul, trupul și sufletul să fie curate. Amin! Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt? De aceea rămânem la învățătura sănătoasă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu ne lăsăm! Nu amăgiți de filozofii lumea acesteia care aduc învățătură străină! O altă învățătură străină! Auzeam niște teologi din Elveția care, mergând pe teren, propovăduia următorul lucru: de asta sunt căsătorii nereușite, că nu este perioada de acomodare între un băiat și o fată. Mustră Domnul Duhul acesta! Amin. Și astfel lucrarea curată s-o propovăduim în bisericile pe unde trăim, că vrem să ne mântuim. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. De aceea nu ne facem compromis cu păcatul, cu lucrările demonice care vor veni prin Antichrist, dar până atunci prin oamenii care îi pregătesc calea și aduc învățături contra Evanghelie. Dumnezeu să ne păzească! Fiindcă suntem la punctul acesta pentru care ne vom ruga. Dacă până acum nu ne-am rugat, nu știu că nu ne mult am vivit, dacă nu ne-am rugat pentru lucrul acesta pe Țibleș, ne vom ruga: Doamne, păzăște-ne de toate mijloacele de amăgire din zilele de pe urmă. Amin. Să nu umblăm 20-30 de ani cu Biblia în mână și apoi să ne amăgească diavolul pentru o minune falsă. O, Domnul Iisus Hristos, când vindeca și când lucra, se vedea lămurit. Boala nu se mai întoarce, boala era vindecată, căci oamenii lui Dumnezeu se ruga cum s-a rugat prorocul Ieremia altădată: vindecă-mă Tu, Doamne, și vei fi vindecat! Mântuiește-mă Tu, Doamne, și vei fi mântuit! Aleluia, căci nu e slava mea! Aleluia, ne credem în El! De aceea vom face o rugăciune în privința aceasta: Doamne, ferește adunarea de pe Țibleș, ferește casele noastre, ferește adunările în care slujim de toate mijloacele de amăgire. Lauda și închinarea și-au pus amprenta
în multe adunări. Eu mai am obicei, nu zic laudă și închinare, laudă și înclinare, că sunt înclinați înspre rău. Pe lume. Au un joc de scenă să bântuie într-o parte și în alta, bătând din palme. Nu mi trebuie o slujire sub o doctrină falsă. Noi slujim Domnului. Amin. Din toată inima. Amin. Sub protecția Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu este acela care ne va păzi de această mărturie și de aceste duhuri necurate. Fraților, vă spun un lucru. Nu-L trimiteți pe Dumnezeu în toate lucrurile unde sunt lucrări de amăgire. Biblia spune așa: vouă vi s-a dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Și dacă ni s-a dat putere, pentru ce te complaci în adunarea de unde faci parte, ca să nu superi pe cineva și în schimb să răstorni erezia? Dacă pornești în numele Domnului Iisus Hristos sub autoritatea lui Dumnezeu, dărim lucrarea vrășmașului și rămâne lucrarea lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Am avut o experiență în Canada, timp de o oră și jumătate am stat amărât posac, așa, și timp de o oră și jumătate s-o cântat laudă și închinare, bineînțeles, cu podoabe pe ele, nu s-a mai pus problema baticului pe cap sau alte lucruri, s-o prins de mână, au bătut din palme, joc de scenă și așa mai departe. Și mă gândeam aici, Doamne, ce să fac? Îs singur. Și atunci mi-am adus aminte de ceea ce a spus altădată Luther. Luther a spus așa, când a început reforma, a venit la dânsul oamenii de la papa și a zis: Luther, Vaticanul împotriva ta, nu-i nimic și eu sunt împotriva Vaticanului. Lumea e împotriva ta, nu-i nimic și eu sunt împotriva lumii. Da, ei sunt mulți și tu ești singur, n-are importanță, eu cu Dumnezeu formez majoritatea. Amin. Cu Dumnezeu restor din serie erezia nimicitoare. Amin. De aceea Dumnezeu se ne dă putere. Amin. Și după o oră jumătate mi-a venit rândul să ies la ambon. Și am început așa: fraților și surorilor, eu unul anulez tot ce a fost până aici, zero. Și când am strigat zero, tinerii respectiv s-au uitat urât la mine, mi-a spus: nu vă uitați urât la mine, că nu vă las descoperiți, vă ofer ceva mai bun. Deci, tinerii aceștia care au dansat aici și care au făcut lucrurile acestea, știți ce trebuia să facă? Unul să prorocească, altul să vorbească în altă limbă, altul să tălmăcească, altul să scoale, să spună o vedenie și dă-i cu Duhul Sfânt, dă-i cu Duhul Sfânt. Și la urmă a început să le curgă câte o lacrimă din ochi și am întrebat după o oră de muncă, de lămurire: care acceptă nou fel de slujire să iasă în față? O ieșit 3/4 de adunare la interval și s-a făcut o rugăciune ca aici, cu voce-te, cu strigă-te, Duhul Sfânt a intrat la lucru. Amin. Și astfel a schimbat nou fel de slujire. Aleluia. Când am mers în al doilea an, s-a terminat cu felul acesta de slujire. Fraților, răsturnăm în numele lui Iisus și nu ne lăsăm să ne ducă în eroare filozofii, lideri religioși care joacă teatru și care își fac slujba de actor. Vin și ne predică, bra, la un moment dat te face să plânzi, te face să râzi, și dacă
nu mai are alte cuvinte ca să stănească interes, mai ia câte un ban creștin din cartea între zâmbet și suspin și apoi imediat a făcut o atmosferă de haz. Nu! Aici se plânge! Aici rămân inimile zdrobite! Aici este Duhul Sfânt la lucru! Aleluia! Slavă numele Domnului! Amin. De aceea, în numele Lui Iisus, poruncim tuturor duhurilor necurate care se luptă prin așa lider religios să aducă o învățătură străină. Dumnezeu să ne ajute să ne dăm la o parte. Amin. Și să zicem, cum a zis Apostolul Pavel, de când am venit între voi, n-am vrut să știu altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Lăudați să fie Domnul! Mă uitam într-o adunare în Arizona și în moment ce predicam pe un ecran, mă vedeam pe mine cum predicam pe ecranul din față și am spus, fraților, lucrul acesta mă deranjează. Eu am venit aici nu să vă văd pe mine, ci să-L văd pe Domnul Iisus Hristos, așa cum a cântat frață, Hristos în voi. Doamne Dumnezeu să ne ajute ca El să rămână în noi. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască după cum a trăit Iisus. De aceea, fraților și surorilor, taina fără de lege a început să lucreze, dar celor ce oprește trebuie să fie luat din drumul ei. Știi cine oprește taina fără de lege? Duhul Sfânt. Acei ce se luptă pentru ecumenismul mondial pun problema penticostalilor. Ce ne facem cu aceștia? Pe ceilalți îi atragem, dar ce facem cu aceștia care au Duhul Sfânt, care au legătură cu Dumnezeu? Nu va putea să facă nimica decât să ne iei viața mai mult decât atâta nu pot să o facă, că sunt pregătite și mijloace de exterminare prin decapitare, prin ștanță, pentru recuperarea organelor. Metoda aceasta nu folosește un cartuș, dar nu va folosi un cartuș, dar indiferent ce va veni peste noi, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului! Aleluia! Doamne! Aleber, folată! Mică tal, ajută sele! Vrem să rămânem cu El! Cu El este bine! Chiar dacă trecem prin valea umbrii morță, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine! Doamne, ajută-ne să rămânem cu Tine! Aleluia! Amin. Să mustrăm duhurile de rătăcire, care lucrează prin așa zis evangheliști care au poate seminarii teologice la bază. Nu îi trebuie să fim plătiți din fondul Vaticanului. Și vorbesc documentat. Ni trebuie să ne plătească marele păstor al oilor, când va veni El cu viața veșnică. Lăudați să fie Domnul! Aleluia. Vrem în scopul acesta să facem o rugăciune ca Dumnezeu să ne păzească de orice mijloc de amăgire. Lăsați seama că vine cu filozofia, cu amăgirea deșartă, dar privirile noastre vor fi ațintite spre Domnul și ne ațintim privirile în epistola lui Ioan, unde spune cuvântul așa: păziți-vă bine ca niciunul dintre voi să nu-și piardă rodul muncii voastre. Ai urcat cu sarsanaua în spate muntele acesta, când ai ajuns în deal, am crezut când dau sufletul, nu mai puteam. Și după atâta ostenială să meri în vale și să vie amăgitorul și să arunce ieri.